Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Excelența voastră, domnule ambasador Dan Neculescu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să ne acordați acest interviu înaintea reuniunii ministrilor de externe din statele NATO, ce va fi la București pe 29 și 30 noiembrie. Este pentru prima oară când România organizează o asemenea reuniune și e cea mai importantă după summitul NATO organizat de România la București în 2008. Principalul subiect pe agendă va fi cum știm situația din Ucraina. Și vă propune să începem acest interviu cu situația dramatică din țara vecină. Asta și pentru că v-ați întors recent de la Kiev unde ați fost alături de alți ambasadori NATO. În mare parte din Ucraina acum nu este curent electric, nu este căldură, nu este apă potabilă, sunt 0 grade sau chiar mai puțin în unele regiuni, oamenii mor. E o situație dramatică. Din cauza bombardamentelor din Ucraina și în Republica Moldova, și va fi un subiect pe agendă și situația de acolo. V-aș întreba mai întâi ce v-au spus personal liderii ucrainieni și ce v-ați spus dumneavoastră înși vă, nu știu, poate pe drumul înapoi către casă sau poate către cartierul general al NATO unde lucrați ca ambasador al României. În primul rând bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o întrebare într-adevăr foarte bună, și am să încerc să vă răspund cât mai amplu la această întrebare, pentru că, într-adevăr, această vizită pe care am efectuat alături de un grup de ambasadori la Kiev a fost uh, importantă din toate punctele de vedere. În primul rând, vreau să vă, să vă spun că obiectivul pe care l-am urmărit acolo a fost tocmai să vedem la fața locului ce se întâmplă și care este situația de securitate. Știți, în, în general, diplomații stau de foarte multe ori în birou și nu văd uh, la fața locului ce se întâmplă, așa că vizita asta unor 10 ambasadori NATO a avut acest obiectiv tocmai de a vedea de la Kiev cum se simte agresiunea Rusiei. Și nu vă spun că un alt obiectiv important al vizitei noastre a fost să arătăm solidaritatea față de, față de Ucraina. Este foarte important în aceste momente ca aliații și, în special, statele care sunt vecine Ucrainei să exprime această solidaritate și acest sprijin. Vizita a fost interesantă pentru că am să fiu um, cât mai clar în a, în a transmite câteva mesaje care mi-au fost transmite de partea ucaină și pe care le-am putut vedea la fața locului. În primul rând, vreau să vă spun că am văzut autorități uh, ocainene preocupate să repare cât mai repede infrastructura critică care este distrusă de bombardament. Este o întreprindere destul de dificilă pentru că piese nu există. În consecință, sistemul cedează, așa cum și noi ați spus. Sistemul energetic, în primul rând. Sistemul da. energetic, în primul rând. Afectând, afectând, foarte multe alte dimensiuni, inclusiv cea de reziliență umană. Este foarte dificil să străiești viața într-un oraș sub asediu, în care nu ai apă, în care nu ai căldură și în care oricând poate cădea o rachetă sau o dronă. Este un lucru pe care l-am simțit din prima clipă când ne-am dat jos din tren. Ce-am mai găsit la Kiev. O să vă spun că am găsit autorități și o populație care dorește să continue lupta o populație care este determinată să închidă această agresiune rusească și să-și recapete teritoriile care îi aparțin. Inclusiv Crimea, se pare. Toate teritoriile care îi aparțin. Asta a, fost, asta a fost mesajul pe care l-am primit, asta a fost percepția pe care am avut-o pe străzi, vorbind, e drept, nu am avut foarte mult timp, dar am putut interacționa și am văzut această dorință de a lupta această dorință de a lupta și de a câștiga înapoi teritoriul național care le aparține. Mă iertați, deci o primă concluzie ar fi că războiul nu se poate opri acum? Puteți spune și așa acum, dar n-aș intra încă la concluzii la acest moment. Și o să vă spun și ulterior de ce. O altă, un alt aspect pe care l-am constatat la Kiev la este apartenența populației și autorităților la Marea Familie Europeană au convingerea că luptă pentru Europa. Au convingerea că luptă pentru libertatea Europei. Este o percepție pe care o au și care cumva ne-a impresionat, pentru că arată dorința lor de a face parte în această familie europeană. Asta ne-au și spus, de altfel. Vrem să ne integrăm în UE și în NATO. În consecință, au fost momente destul de emoționante, pentru că am vizitat inclusiv aeroportul din Hostomel, unde a avut loc un asalt rusesc. În... Unul dintre primele, da, și cele mai dure. Cele mai dure. Am vizitat Bucea, Irpin. Sunt, într-adevăr, au încercat și au reușit în mare parte să repare urmările războiului, dar ele încă sunt vizibile și sunt uh, terifiante să le vezi de la fața locului pe o ploaie rece uh, într-o zi întunecată. Este, într-adevăr, emoționant. Dar, practic, asta a fost și obiectivul nostru, să vedem la fața locului, practic, despre ce vorbim. Că e ușor de vorbit de la distanță, însă atunci când ajungi acolo, vezi, te lovește realitatea. Mă scuzați, e ceva ce vă revine în minte din ceea ce ați văzut cu ochii dumneavoastră la Bucea, unde a fost un masacru incredibil? Sau la Hostomel? Sau... Uh, e un lucru interesant... Uh, uh, terenurile de copii pentru copii uh, sunt repopulate cu jucării. După ce odinioară, acestea au fost scena unor uh, și mărturii unor, unor, crime de nedescris. Da? Au pus ucrainieni jucării acolo? Au revenit și au pus jucării și încearcă să repară locul ca și când nimic nu a fost. E, e destul de emoționant și e destul de dificil de a, de a să zic așa, în, în sentimental lucrurile astea. Dar a trebuit să o facem. Um, și apropo de digita asta, pentru că totuși vreau să... Um, um, România a fost foarte bine primită acolo, în acel grup. Uh, în toate întâlnirile pe care le-am avut la oficiul vicepriministului pentru integrare europeană și euroatlantică, la administrația prezidențială, uh, toate întâlnirile pe care le-am avut cu uh, diversi cetățeni, România era printre statele despre care se știa la Kiev că ajută Ucraina. Și a fost o recunoștință și o bucurie pentru mine să văd că acele imagini cu refugiații ucraineni care au fost atât de bine primiți de societatea noastră și de, de cetățeni, de români și chiar de autorități, au, au avut un impact deosebit la Kiev. Să un... recapitulăm, mă iertați, poate da. nu știe toată lumea. Au intrat în România peste 2 milioane de ucrainieni. E drept că au rămas mai puțin de 100 de 100.000, dar, dar cei care au venit, când au venit, au fost primiți bine. De asemenea, conform ultimelor cifre oficiale, avem uh, zeci de tone, dacă știu bine de cereale exportate din Ucraina, zeci de milioane de tone, mă scuzați, exportate din Ucraina prin România sub diverse forme, pe Dunăre, pe Marea Neagră, pe culoarele solidarității create de, de Uniunea Europeană Terestru. Așa este, dar așa este. Dar vedeți, când atunci când, când au fost menționate aceste fapte bune pe care România le face în sprijinul Ucrainei, E greu să nu fii mândru și e greu să nu fii bucuros. n spune că pentru toți cei prezenți au fost aceleași cuvinte, dar nu asta este ideea, nu vorbesc de competiție aici. Am fost mândru să văd că, și foarte bucuros să văd că din propria inițiativă, partea ucraineană, la toate nivelurile și în toate, în toate sferele, ne-au confirmat că România este un stat care prieten. Bun. Ucraina, liderii de la Kiev au spus tot timpul că uh, sunt mulțumiți cu felul în care România ajută. Autoritățile din România, liderii politici români s-au oferit întotdeauna să spună dacă România ajută sau nu uh, uh, militar Ucraina, dar Ucraina uh, spune cum, că e, e mulțumită de ce primește din partea României, dar insistă ca statele membre NATO, țările. Uniunii Europene, oricine nu acceptă această uh, atacare nejustificată a unui popor, uh, deci cer așadar arme grele pentru că au nevoie de ele să continue lupta, cât mai multe, cât mai bune, ca să poată face față războiului uh, început de Rusia. În acest moment, ce v-au spus liderii de la Kiev? Care sunt nevoile concrete și din aceste nevoi cât poate furniza Occidentul reunit într-o platformă denumită Ramstein, sunt țări care donează echipamente militare Ucrainei. Doamnă, la Kiev, în primul rând, preocuparea principală în momentul în care noi am ajuns a fost reparația sistemului energetic, capacitatea Ucrainei de a face față atacurilor aeriene pe care Rusia le execută zilnic, în numă mare, împotriva orașelor și împotriva obiectivelor energetice. Deci, practic, dorința lor și interesul cel mai mare la momentul respectiv era și este în continuare, să repare și să găsească astfel încât să, să mențină supraviețuirea sistemului energetic pe cât se poate și doi, să-și apere țara antiaerian. E vorba de capacități antiaeriene care să le permită, practic, să respingă atacurile care vin pe această cale din Rusia. Noi putem face concret ceva în acest sens? Noi ca stat? Nu aș vrea să intru în subiectul ăsta. Cred că este un efort mai degrabă, doamne, este un efort aliat pe momentul de față. Este un efort coordonat este un efort care se derulează pe, pe, pe canale bilaterale. Este o chestiune despre care nu cred că e un moment foarte bun să vorbim și nici n-am foarte multe să, să vă spun. Un lucru este cert, România și sprijinul României, începând multidimensional, începând cu cel umanitar terminând cu cel economic, ați evocat grânele din Marea Neagră. Sunt foarte importante. Să nu uităm că acele grâne sunt atât importante pentru Ucraina să le poată exporta, cât și pentru întreaga lume să beneficieze anul viitor de, 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 de materie primă pentru, a, pentru hrană. Deci, deci tot ce facem noi în momentul de față sunt lucruri extrem de importante. Și încă o dată, cred că dintre toate dacă ar fi să fi rămas ceva în minte în vizita asta, a fost aprecierea deosebită pentru societatea românească, pentru români, care au ajutat, care au ajutat pe vecinii ucrainei. Miercuri a fost un atac crunt din nou din partea Rusiei și președinta Parlamentului European, Roberta Metzola, a inițiat un fel de campanie în Uniunea Europeană. Dumneavoastră sunteți la NATO, dar le amintesc ascultătorilor o campanie, donați generatoare pentru Ucraina. Nu știu, e ceva similar poate și la NATO pentru ajutorarea Ucrainei din acest punct de vedere, chiar dacă vorbim de situații civile, dar energie e nevoie și pentru a se apăra, nu doar pentru a avea căldură în case. Absolut, absolut. de altfel, la Madrid, la Sfântul de la Madrid, aliații au adoptat un pachet de sprijin pentru Ucraina, un pachet destul de consistent, care conține un sprijin neletal, desigur, și care vizează toate zonele de creștere a rezilienței. Și aici vorbim de tot felul de materiale, de la combustibil, la corturi, la material pentru iarnă, toate aceste aspecte care ajută Ucraina în aceste momente să reziste mai mult. De altfel, o discuție despre această implementare a pachetului vom avea inclusiv la București, să vedem stadiul și ce s-a realizat față de ceea ce am convenit în, la Madrid. În consecință, și NATO contribuie semnificativ, aș spune, la acest efort de apărare a Ucrainei. Mulți se miră de. Cum? De, de capacitatea și de voința incredibile de luptă ale ucrainienilor. Pe front sunt inclusiv mii de femei ucrainiene. sunt oameni care au meserii fără nicio legătură cu armata, sunt taitiști, sunt muzicieni, sunt profesori, sunt scriitori. Știți cumva cum reușește Ucraina să facă această rotire a forțelor, astfel încât să aibă în, în zonele fierbinți tot timpul forțe? Cred că aici este vorba de un moral foarte ridicat o moral și o determinare la nivel național, să lupte în continuare. Iar asta, practic, este forța motrice a întregului efort ucrainean la momentul ăsta și de asta îi face și atât de eficienți în luptă și atât de uh, rezistenți și uh, atât de, uh, cum să vă spun, uniți în, în, în lupta lor împotriva, împotriva, împotriva agresorului. Ucraina este partener NATO de dinainte de invazia Rusiei, din câte știu. Da. Și citeam recent o știre care spunea că în ultimii ani, de exemplu, în Marea Britanie, uh, Alianța a antrenat aproximativ 30.000 de militari ucrainieni. Uh, acum, în Marea Britanie, Polonia și alte țări uh, și chiar Uniunea Europeană a decis și ea să antreneze în statele sale, cred că 15.000 de militari. Uh, România participă la aceste misiuni. Eu am să vă spun că recent, dacă ne-ați urmărit, s-a și semnat un memorandum între România și NATO, prin care România va antrena reprezentanța ai sistemului de urgență din Ucraina. Sunt e vorba de 197 de ucraineni care sunt first responder, cum îi spunem noi, primii care răspund la crize, la situații de crize și în care, mă rog, vor primi asistență în România, nu numai pentru a face față unor situații de criză, dar și pentru a învăța pe alții cum să răspundă în astfel de situații de criză. La summitul NATO de la Madrid s-a hotărât de asemenea, printre multe alte lucruri, accelerarea fabricării de muniție, de echipamente militare, inclusiv pentru a reumple depozitele statelor membre care au trimis ce au avut, ce au putut, ce aveau disponibil în, în Ucraina. Cum merge acest proces? Pentru că e o decizie NATO, de aceea vă întreb. Nu este, nu este o decizie NATO, este o decizie NATO ca aliații să să-și reunească forțele, pentru că, într-adevăr, acest război a arătat un lucru foarte important. Că muniția și stocurile de muniție pe care fiecare le are în depozit, uneori nu sunt suficiente într-un într -un, într unui -un, -un conflict de înaltă intensitate. Și asta s-a văzut și în, în, în Ucraina. Și, în consecință, Alianța a luat decizia ca aceste stocuri să fie bine asigurate, astfel încât, dacă vorbim de apărarea Alianței, să nu existe niciun fel de probleme. Și, în consecință, decizia a plecat în principal de la dorința ca alianța să răspundă mult mai eficient oricărui risc în viitor și de aici, practic, discuția s-a dus către nevoia de a asigura stocurile. Sigur, acestea există, dar în prezent aliații discută modalități să acționeze împreună astfel încât industria de apărare să poată, produc să poată produce pe viitor necesarul pentru apărarea alianței. În acest moment România discută cu alți aliați pentru a produce pentru propria uh, apărare implicita NATO, dar în primul rând pentru propria apărare uh, uh, producerea de de muniție în țară. O să vă spun că România discută cu toți aliații interesați în acest. Vă întreb concret dacă nu știu, să ne așteptăm la semnarea de contracte pentru că noi venim după o perioadă în care industria noastră autohtonă uh, în partea a ruginit. Cred că este prea devreme să spunem semnarea de contracte. Discuțiile astea aliate despre care vorbiți, de fabricarea în comun sau de comandă, care v-am spus, de a, de, a, de a comanda în comun, sunt încă într-o fază incipientă. Discuțiile sunt încă, nu sunt așa de ușoare, pentru că presupun stocuri pe o perioadă foarte lungă de timp, presupun foarte multe probleme financiare și legale. În consecință, discuțiile sunt încă în derulare și n-aș putea să vă spun că mâine se va semna un contract. Cert este că aliații sunt preocupați. Și se fac uh, pași în sensul ăsta. Um, aș aduce un pic în discuție uh, o cerere pe care recent secretarul de stat în Ministerul Român al Apărării, doamna Simona Cojocaru, a făcut-o. A vorbit expres la o reuniune internațională, în urmă cu câteva săptămâni, despre necesitatea consolidării sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă a NATO. Um, știm că noi avem sistemul Patriot. O parte dintre aceste facilități contractate cu Statele Unite au venit, calendarul e în curs, nu au venit toate aceste facilități, din câte știu și militarii francezi au adus un sistem de apărare când au venit în țară. Întrebarea ar fi dacă aș cerut concret aliaților mai multe sisteme de apărare antiaerian în afară de ceea ce am menționat deja acum. Vă spun că nu a fost nevoie să cerem. În, în programul de sprijin pentru tot flancul estic, aliații și-au asumat aducerea de astfel de capacități în statele din flancvestic. Deci ceea ce ați văzut și ați, ați, ați informat despre uh, Franța, care a adus astfel de capacități, uh, uh, Spania a adus un radar, despre toate aceste capacități care vin în România, vin în fapt ca să consolideze estic. Este de fapt un angajament aliat în acest sens. Deci nu a fost nevoie da. să cerem explicit, ci a fost, practic, și este exprimarea unei solidarități aliate. Și contextul vom... de risc. Și vă întreb, sunteți diplomat de carieră, dar ați fost în zone de război și nu odată? E suficient ce avem acum? Dacă, Doamne ferește, în caz de urgență va trebui să ne apărăm? Haideți să vă spun ceva. Când a început războiul în Ucraina, cred că nimeni nu miza pe Ucraina să reziste. Foarte mulți uh, analiști militari și nu numai, uh, vedeau Ucrainei câteva zile. Și totuși ne aflăm la 9 luni. Așa că întrebările de predicție în cazul de război sunt foarte greu de răspuns. Este foarte dificil în acest moment să poți estima cu exactitate dacă ceea ce avem este suficient. Depinde foarte mult de intensitatea și de modul în care se războiul. Important este însă să există o preocupare în acest sens, să există o discuție în alianță și, în alianță și împreună să ne pregătim pentru ce e mai rău. Apropo de discuții și de pregătire pentru ce e mai rău, uh... Contractul pentru cumpărarea patru corvete și modernizarea fregatelor Regina Maria și Regele Ferdinand uh, cu Asocierea Naval Grup este blocat. Nu mai știm ce se întâmplă cu el. Ultima oară au vorbit ministrii apărării, ultimii ministri ai apărării, acum câteva luni. E un contract abandonat sau România încă încearcă să-și procure capabilități pentru forțele navale care, care la noi sunt cel mai prost echipate? Doamnă, România face demersuri pe toate dimensiunile pentru a-și crește. Avem un buget care a crescut la apărare și acest îmbucurător. sunt între acei aliați care au înțeles nevoia de a crește bugetul de apărare. România depune eforturi active în sensul, de achizi în sensul achiziționării de tehnică modernă și, de asemenea, de a aduce și de a exprima solidaritatea cu, din partea aliaților pe teritoriul nostru. În consecință. Nu să vă spun, nu pot să mă pronunț despre acest contract, pentru că e o chestiune care, sigur, nu intră în area noastră de competență. Pot însă să vă asigur că România, împreună cu aliații, discută despre aceste lucruri. Deci, chestiunea de dotare, chestiunea de răspuns la risc, chestiunea de solidaritate aliată, chestiunea de active și echipamente militare care să vină în România, este în curs pe de derulare. Ați uh, cerut la NATO uh, sporirea acestui ajutor? Vorbesc de, de sprijin maritim în Marea Neagră, pentru că e o problemă care am mai ridicat-o în interviuri, inclusiv cu ambasadorul Statelor Unite la NATO. Dom domnia sa mi-a confirmat că e o preocupare la SACHIOR, la, 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 la Comandamentul Forțelor întrunite. Întrebarea este dacă am cerut expres ca în Marea Neagră să avem niște facilități NATO. Dar, în același timp, în situația în care Convenția de la Montreux nu permite intrarea navelor pe timp de război și nici staționarea. Noi am cerut la NATO ca NATO să își edifice o strategie privind Marea Neagră. Și am lucrat în acest sens. Practic, Marea Neagră a devenit un punct de atenție pe harta NATO în contextul în care România a aderat la NATO în 2004. De atunci și până acum. Marea Neagră a crescut în importanță și a ajuns să fie în conceptul strategic. În articolul 45 sau punctul în paragraful 45 figurează ca zonă de interes strategic pentru alianță. Aceste cuvinte trebuie să fie și implementate. În consecință, în prezent noi asta facem, nu este o chestiune de a cere armament sau prezență militară, este o chestiune de a avea o abordare coerentă față de Marea Neagră unitară din partea NATO, care să prezinte toate elementele de securitate și pentru România. Asta este în derulare, nu este un proces ușor, pentru că interesele și situația de securitate Marea Neagră sunt extrem de, este extrem de dificil în momentul de față. În consecință, este un proces gradual. Am ajuns în situația în care Marea Neagră este strategică este importantă pentru, pentru NATO. De altfel, ministeriala de care vorbim se ține în România pe malurile Mării Negre. În consecință, toate aceste aspecte fac parte din, dacă vreți, jocul diplomatic de a aduce Marea Neagră cât mai aproape și cât, cât mai mult pe, pe masa pe masa aliaților în perspectiva unei strategii. Dar despre această strategie înțeleg că se vorbește și se va vorbi și marți și miercuri la București? Asta se spuneți, vorbești? nu? se vorbește despre Marea Neagră în general, care cuprinde foarte multe dimensiuni. Deci se vorbește despre ideea că alianța trebuie să fie angajată în Marea Neagră, trebuie să fie atentă față de evoluțiile din Marea Neagră și trebuie să răspundă la toate riscurile pe care, și amenințările pe care le percepe din Marea Neagră. Păi asta e problema. Cum să răspundă dacă avem niște convenții și dacă avem jumătate din mare militarizată de Rusia? asta e chestiunea. Chestiunea nu trebuie să fie un răspuns pe mare sunt foarte multe alte metode de a răspunde la o situație de risc. Deci nu trebuie neapărat să vedem un răspuns ca fiind o prezență militară exclusivă în Marea Neagră. Prezența, mă rog, răspunsul la uh, riscurile pe care le, le semnalam din Marea Neagră sunt mult mai sunt mult mai este sunt, pe mai multe dimensiuni. Până la urmă, să fim, să fim, foarte clari, prezența consolidată terestră în România este o chestiune importantă. Dotarea cu capacități antiaeriene, despre care vorbeam. Toate aceste aspecte vin să răspundă la riscurile pe care le vedem din Marea Neagră. Până la urmă, ce se întâmplă în Marea Neagră? Se trag rachete de croazieră către Ucraina. În consecință, apărarea antieriană, deci răspunsul la riscurile din Marea Neagră, poate fi o, o apărare antieriană consolidată la care România lucrează și la care aliații, care deci ne ajută în acest sens. Um, N-aș vrea să um, închem subiectul reuniunii de la București fără să discutăm un pic și despre Republica Moldova, care este, înțeleg, invitată în premieră la o reuniune a ministrilor de externe NATO. Um, la summitul de la Madrid, alianța a decis să acorde sprijin chiar și practic Republicii Moldova și nu numai. Um, tot așa, vă întreb dacă puteți să ne spuneți ceva concret despre acest sprijin și ce se va discuta cu ministrul de externe din Republica Moldova, țară care e și ea într-o situație cruntă. Da, aliații au înțeles de la început că, mă rog, războiul Rusiei împotriva Ucrainei are implicații pentru toate statele din regiune. În consecință, după înrijorarea și sprijinul important pe care îl acordăm Ucrainei, focusul s-a pus și pe partenerii vulnerabili. Și aici avem Georgia, Republica Moldova, avem și bosnia herzegovina în Balcanii de Vest. Iată, încă o dată fac o paranteză. Marea Neagră și Balcanii de Vest figurează în, în acel paragraf 45 ca fiind zone de importanță strategică. Iată că la București avem, practic, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, o zonă extinsă a Mării Negri și bosnia hercegovina care reprezintă Balcanii de Vest. Revenind un pic, uh, da, uh, principala îngrijorare și, mă rog, principala atenție aliaților a fost să crească reziliența partenerilor. Asta este foarte important în aceste momente în care vedem că mă rog, Republica Moldova se confruntă cu multiple riscuri. În consecință, la București se vorbește despre modalitățile și despre modul în care alianța poate să sprijine uh, creșterea rezilienței. Și aici vorbim de foarte multe, uh, să zicem așa, domenii, de la instruire, de la domenii din zone de programare strategică, de la uh, inclusiv chestiuni uh, de sprijin care sigur nu sunt militare, sunt neletale. Vorbim de la foarte multe, foarte multe domenii care, în care putem să ajutăm Republica Moldova. Vreau să înțelegeți că la Madrid s-a adoptat un pachet, iar acum pachetul ăsta trebuie să fie implementat. Practic, ministeriala noastră vine într-un moment în care au fost și au avut loc discuții între NATO și statele partenere, tocmai pentru a identifica aceste domenii. Ăsta este momentul în care, practic, vom discuta cu partenerii ce își doresc cel mai mult cu ce putem ajuta, sigur, în măsura în care aceste lucruri pot fi oferite de NATO și, practic, după această discuție, urmează faza de implementare până la Vilnius. Pentru că ați pomenit de implementare, NATO a decis să avem și în România un grup de luptă după nenumărate insistențe ale României, insistențe care au fost ani de zile și avem acest grup, avem sute de militari francezi, avem militari belgieni, de asemenea din Olanda, la cincu, care este calendarul operaționalizării acestui grup de luptă și vă aș întreba pentru că președintele american Joe Biden a anunțat la Madrid că poate fi lărgit, în ce condiții se va extinde acest grup de luptă. Da, aș vrea dacă îmi permite să, să adresez un pic de la început uh, discuția. Acum a spus că de mulți ani România cerea acest uh, grup de luptă. De fapt, Cred noi ceream... că din 2014. Da, din Las 2016, în 2014 au fost, uh, practic în 2014 a fost primul impact de securitate atunci când am avut de-a face cu anexarea ilegală a Crimeei și aliații au înțeles că Rusia va continua să fie asertivă și agresivă și că trebuie să existe un răspuns. Uh, uh, în 2014 până în 2016 răspunsul a fost uh, pe două dimensiuni. S-au creat patru grupuri de luptă în partea nordică a flancului estic și un construct de apărare cu o prezență semnificativă militară în, 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 în partea de sud a flancului estic care ne privește și pe noi, dar care nu avea forma unui battle grup, unui grup de luptă. Problema noastră a fost că noi am dorit întotdeauna și cred că am avut foarte multă dreptate să există o coerență pe flancul estic. Ne-ați auzit în multe discursuri, inclusiv la nivelul Ministerului de Externe, despre nevoia unei coerențe pe flancul estic. Asta ne-am dorit, practic, să existe uh, 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 o singură măsură pentru securitatea nordului și sudului flancului estic care să permită și o coordonare mai bună. Și astfel, după atacul, sigur, Rusiei împotriva Ucrainei, aliații au realizat că cererea noastră este absolut întemeiată și, imediat, imediat, au decis înființarea a încă patru uh, grupuri de luptă în sudul flancului estic. Acum, asta a fost decizia imediat după invazie. La Madrid, însă, am decis că acest construct de opt grupuri de luptă pe întreg flancul estic este, de fapt, soluția cea mai bună de a face față oricăror riscuri. Însă, uh, au fost discuții dacă numărul Nivelul de batalion pe care îl are uh, grupul de luptă este suficient să răspundă riscurilor pe care le vedem în vecinătatea noastră. Care în Așa... România înseamnă în jur de 1000, maximum 1500 de militari. Exact, exact. Trei. Acum, exact. Uh, uh, analiza a arătat că este nevoie de mai mult din două motive. O dată pentru a asigura o apărare consistentă, dar și pentru a descuraja. În consecință, la Madrid. S-a decis ca aceste grupuri la nivel de batalion să crească la nevoie la nivel de brigadă. Când spun să crească la nivel de brigadă, sigur, nu -are, are loc o creștere automată. Creșterea asta e o chestiune care trebuie construită în timp. Îți trebuie un comandament adecvat, îți trebuie exercițiu, îți trebuie să aduci unități din, din statele care contribuie la grupul de luptă, așa cum vedem că se întâmplă cu... Îți trebuie o exersare în teren. Îți trebuie comandă și control, acest concept important, îți trebuie foarte multe lucruri care se creează în timp. Calendarul ar fi, în momentul de față, ca la eh, următorul summit de la Vilnius, de vara anului viitor, să avem operaționalizarea completă a acestui grup de luptă. Deci de țineți, Grupul ăsta de luptă s-a constituit în România, practic, primăvara anului acesta și, practic, într-un an și un pic, el trebuie să fie operațional de plin. Nu deci, până în iunie-iulie trebuie să fie da. apt de luptă, cum s-ar zice. Da, exact. Și ceea ce vedem în zilele acestea, cu tehnică militară care vine în România, care se se, 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 se dislocă la Cincu, face parte din acest efort de a operaționaliza grupul astfel încât în vara acesta să aibă tot ce îi trebuie, din toate punctele de vedere, să fie apt de luptă. Aici nu pot să nu vă întreb de problemele tehnice invocate de diferiți foști comandanți militari inclusiv americani, care spuneau construiți-vă poduri mai rezistente sau reparațiile pe cele vechi, drumurile, pentru că uite dacă ați avea o infrastructură de transport mai bună am putea aduce mai mult și mai tehnică mai grea. Uh, da, dar cred că asta face parte și asta e una dintre lecțiile importante al acestui conflict. Uh, Ceea ce am văzut în Ucraina și uh, ceea ce vedem în continuare este o lecție extrem de puternică pentru toată lumea, nu numai pentru România, pentru întreg flanc, oestii, pentru întreaga alianță. Și uh, am văzut o întreagă îngrijorare și, o, cum să vă spun, o determinare ca toate aceste goluri sau mă rog, minusuri să fie, să, fie, să fie abordate și rezolvate. Știți concret să se repare poduri la noi tocmai inclusiv pentru acest scop? Că da, noi bine. vedem că pe calea ferată, într-adevăr, sunt niște lucrări ample în cadrul PNRR-ului. Vreau să vă spun un lucru. Uh, unul, dintre, sau una dintre, unul dintre obiectivele cele mai importante ale consolidării apărării uh, și securității se realizează prin mobilitate militară. Dacă nu poți să aduci rapid din vest către est sau din est către vest, funcție de situație, să muți aceste echipamente sau măcar să le disloci temporar în locul unde ai nevoie de ele, eficiența ta în luptă este mult e mult, mult, mult afectată. În consecință, probabil și sper că sub această egidă a necesității creșterii mobilității militare, lucrurile astea să se rezolve. Domnule ambasador, n-aș vrea să închei interviul fără o ultimă întrebare. Cum ați trăit dumneavoastră seara în care în Polonia a căzut o rachetă sau două, nu știm exact, vedem ancheta ce spune. Adică, într-un stat NATO, iar primele relatări, adevărat, neoficiale, neconfirmate, spuneau că ar putea fi vorba de o rachetă rusească. Știu că a fost o ședință de urgență, v-aș întreba cum a trăit acea seară. Acea seară am trăit-o aici, la cartierul general, împreună cu toți colegii ambasadori, alături de ambasadorul polonez, așteptând rezultatele anchetei și discuțiilor interne din Polonia pentru a identifica despre ce a fost vorba. Practic, a fost o, o noapte lungă. În urma căreia dimineața a avut loc reuniunea extraordinară a Consiliului Nord-Atlantic, în care uh, s-a discutat cazul, nu a fost invocat articolul 4. Sincer, v-ați speriat? Sincer, nu. Eu uh, cred foarte mult în alianță, cred foarte mult în aliați, cred foarte mult în capacitatea noastră de a ne apăra. Am fost îngrijorat, da, despre ceea ce se întâmplă, dar speriat, nu. Mulțumesc foarte mult și succes la reuniunea de marți și miercuri! Vă mulțumesc foarte mult. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.